Ambulanța, suntem, bună ziua. Spuneți-mi cum se manifestă acum domnul Aurel. V-am auzit că a avut două accidente vasculare, dar are probleme psihice. Dați-mi numele copilului. Telefoanele au sunat necontenit în dispeceratul serviciului de urgență 112 în cele 5 zile libere din preajma sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. La nivel național, pompierii militari au salvat 49 de persoane și au stins 349 de incendii, conform informațiilor date de IGSU. Au fost gestionate 6.029 de intervenții, 5.000 de cazuri smurt, dintre care 4.977 pentru acordarea primului ajutor calificat și 23 de misiuni de descarcerare, precum și 1.029 de acțiuni pentru protecție a comunităților. De asemenea, în cele 5 zile, 5.032 de persoane au fost asistate de către pompierii care încadrează echipajele de prim ajutor, calificat și terapie intensivă mobilă, iar alte 49 de persoane aflate în dificultate au fost salvate din medii ostile vieții. La acestea se adaugă miile de pacienți ajunși la urgențe. Doar în județul Dâmbovița, numărul acestora însumează 1.440 de prezentări la UPU. Dintre aceștia, 881 de pacienți au fost din mediul rural, 559 din mediul urban, adulți 1047, copii 393 și am putut selecta la urgență, ca și structura patologiei, un număr de 18 pacienți care s-au prezentat în urma unor accidente rutiere, și un număr de 25 de pacienți sau care s-au prezentat la departamentul de urgență în urma unor agresiuni, evident pe fondul consumului excesiv de alcool. Cei mai mulți dintre pacienți au exagerat cu excesele de toate tipurile. Nu s-au petrecut modificări semnificative în ceea ce privește structura generală a patologiei în zilele de sărbătoare, în sensul că au fost pacienți care au venit în principal pentru decompensările bolilor cronice, pe toate tipurile de patologie, dar și pentru afecțiuni acute de toate tipurile. Infecții acute de toate tipurile, excese de toate tipurile, expunere la soare, insolație, excese alimentare, excese de consum de alcool, înțepături de insecte, tot ce înseamnă patologie de sezon. Așa cum se întâmplă de câte ori, românii au parte de o mini-vacanță de care vor să profite la maximum, fie la mare, fie în stațiunile montane sau oriunde în aer liber, la întoarcerea spre casă s-au format și de această dată cozi interminabile.